Adevăratul motiv pentru care a murit Alexandru Silviu, cel de-al doilea copil al lui Ștefan Bănică. Puțini știu că Ștefan Bănică a avut doi copii, iar unul dintre ei a trecut în neființă la doar 25 de ani. Despre drama artistului nu s-a vorbit nici când, familia refuzând să-și amintească public de accidentul teribil. Cum a murit Alexandru Silviu, cel de-al doilea copil al lui Ștefan Bănică? Pe Ștefan bănică JR îl știe toată lumea, însă pe fratele său puțini îl cunoșteau. Alexandru Silviu era cel de-al doilea născut al marelui artist Ștefan bănică și avea doar 25 de ani când s-a prăpădit în urma unui accident rutier. Evenimentul nefericit a avut loc în anul 2001, pe strada Matei Voievod din sectorul 3 al capitalei. Cel care era la volan era chiar prietenul cel mai bun al lui Alexandru Silviu. Acesta ar fi pierdut controlul autoturismului, din cauza vitezei, și ar fi intrat într-un stâlp din beton. Alexandru Silviu, sfârșit tragic. Alexandru a fost preluat în viață de la fața accidentului, însă s-a stins pe patul de spital. Ulterior, a fost înmormântat la cimitirul Renvierea, acolo unde se odihnește și tatăl său. Ștefan Bănică, Alexandru Silviu și Ștefan Bănică Jer aveau aceleași tată, dar mame diferite. Cu toate acestea, iubirea dintre ei a fost nemărginită, drept dovadă cel de-al treilea copil al lui Ștefan Bănică Jer, poarta numele de te Alexandru, drept omagiu. Sunt fericit pentru că a venit pe lume fiul meu cel mic, haios și sănătos, Alexandru Bănică. Eu și soția mea vă mulțumim tuturor celor care ați fost alături de noi în această perioadă, pentru faptul că ne-ați respectat intimitatea și pentru mesajele frumoase, a scris Ștefan bănică la nașterea celui de-al treilea copil.